Lămâia este o sursă foarte bogată în compuși chimici vindecători care îmbunătățesc imunitatea, întăresc vasele de sânge, ajută la vindecarea pielii și chiar la deblocarea dezvoltării anumitor celule care pot declanșa apariția cancerului. Organismul folosește vitamina C pentru a îmbunătăți activitatea celulelor sistemului imunitar și pentru fabricarea colagenului, substanța care ajută la dezvoltarea țesuturilor pentru vindecarea rănilor. Lămâile conțin o mare cantitate de acid citric, substanță chimică care contribuie la reducerea pierderii de calciu și ajută la prevenirea formării dureroaselor pietre la rinichi. Lămâia este unul dintre cele mai bogate fructe în vitamina C. Acesta ajută la creșterea imunității, dar este și un bun remediu în probleme respiratorii. Protejează împotriva cancerului de sân. Limonena este o altă substanță chimică localizată în coaja de lămâie și în membrane de culoare albă de sub ea. Experimentele au arătat că această substanță are o semnificativă acțiune antitumorală. Vitamina C din lămâie ajută pielea să fie strălucitoare și omoară bacteriile care cauzează acnea. Pe lângă cantitatea însemnată de vitamina C, lămâia conține și alte vitamine benefice, cum ar fi vitamina A, vitamina E, fier, cupru, potasiu, magneziu sau vitamina K. Datorită fibrelor naturale și substanțelor purificatoare pe care le conține, lămâia purifică intestinele și ajută la o bună funcționare a tranzitului intestinal, prevenind și tratând astfel constipația. Însă, trebuie amintite și unele contraindicații ale consumului de lămâie. Sucul de lămâie nu este recomandat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer. În cantități mari, poate provoca arsuri gastrice.